Fiecare zi marchează un nou minim istoric pentru leu, fiecare zi mărește facturile românilor, fiecare zi mărește prețul traiului în România. Abuzurile și gafele uriașe ale guvernului Ponta, precum și lipsa de diplomație și inteligență politică a președintelui interimar Crin Antonescu, riscă să arunce la gunoi sacrificiul economic pe care toți românii l-au făcut pentru a evita intrarea într-o criză economică similară cu cele din Grecia și Spania. Practic, manifestările de adevărată nebunie politică din ultimele săptămâni ale USL au făcut cursul leului să se prăbușească. Creditele în euro și chiriile la locuințe au crescut. La fel s-au mărit prețurile abonamentelor de telefonie, mobilă, internet, cablu TV și multe altele. De pildă, la un credit în euro la o rată lunară de 100 de euro, oamenii plătesc acum cu peste 190.000 de lei mai mult decât până la instalarea guvernului Ponta. La fel și dacă se plătește chiria locuință în euro, la o chirie de 300 de euro, se plătește în plus aproape 600.000 de lei vechi. Practic, într-o singură lună, bâlbâierile fiscale și dezorganizarea administrativă a guvernului Ponta au făcut ca numărul șomerilor să crească cu 24.000, atingând cota de 7,7%. Dar poate cel mai grav lucru este faptul că investitorii au ajuns să nu mai aibă încredere în guvernul acestei țări, pentru că statisticile arată că din luna mai și până acum peste 2 miliarde de euro au fost retrași din România. Mai puțin bani pentru români, mai puține șanse. Practic asta înseamnă o viață mai grea pentru toți românii, indiferent dacă ei activează în privat sau lucrează la stat, indiferent dacă sunt sau nu de acord cu demiterea președintelui României.